Pelerinii din mai multe părți ale țării au participat în seara zilei de luni, 7 septembrie 2020, la slujba vecerniei unită cu litia, oficiată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost prilejuită de hramul Bisericii Monument și a fost săvârșită de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale, alături de un sobor de preoți de la mai multe parohii din județul Iași. Oamenii au ascultat cu evlavie rugăciunile închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și au cântat alături de slujitorii Sfântului Altar și de cântăreți. După slujba vecerniei, icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost scoasă în procesiune și așezată în baldachinul special amenajat. De la parohia Cucuteni Lețcani, protopopiatul Trăiași, a ținut apoi un cuvânt de folos duhovnicesc. Iată, ne aflăm la ceas de mare sărbătoare și de bucurie duhovnicească împreună cu obștea Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, aici în dealul mare al cetății Iașilor, un odor neprețuit. Acum 30 de ani își găsea bucuria reîntâlnirii dintre cel care astăzi este numit grădinarul Maicii Domnului, preacuviosul părinte stareț Arhimanditul Nicodim, vine aici din Dulcea Bucovină pentru a redeschide mănăstirea ce vreme îndelungată a fost închisă. Așa cum a fost închisă pentru veșnicie poarta prin care avea să intre Împăratul Cerului. Icoana Maicii Domnului este cu timp și fără timp stareța prin excelență acestui așezământ monahal. Este o bucurie nespusă pentru noi toți deopotrivă de a fi aici împreună în rugăciune. La rândul său, Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit pelerinilor pentru că au poposit la Mănăstirea Hadâmbu pentru a o cinsti pe Maica Domnului. Cunosc pelerini care vin tocmai de la Giurgiu, București, din toate colțurile țării noastre, din Dulcea Bucovina, din Iașul nostru, nu numai sărbătoarea aceasta, ci duminică de duminică, cum spunea unii, este hram din nou la Mănăstirea Maicii Domnului din Dealul Mare. Și pe Maicuța Domnului a rugat-o să vă readucă din nou în grădina Maicii Domnului care sunteți în seara aceasta. Grădina Maicii Domnului este o gradă a mănăstirii. Florile sunteți dumneavoastră. Din grădina Maicii Domnului am un cuvânt care îl voi spune până la moment. Dumneavoastră sunteți podoaba bisericii.
În continuare, Părintele Stareț a apelat la bunăvoința pelerinilor și a făcut apel la sprijinirea lucrărilor de construcție la noua clopotniță a așezării monahale. Am avut un gând frumos, plăcut, să ajung ziua când vom încheia tot ce există la Hadembu printr-o clopotniță cu cele 13 clopote care vă vor face chemarea veniți creștini la rugăciune. Ne străduim în răsputeri să reușim să intrăm în posesia acestor 13 clopote. Am început cu binecuvântarea Maicii Domnului și a Înaltului Sfântului Mitropolit Părinte Teofan. Deja am început cloponița. Săptămâna viitoare vom semna un contract pentru cele 13 clopote. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a cântat împreună cu oamenii mai multe pricesne. Roagă-te, Maicuță, pe care strigă într-una după ajutor. Iată, Măicuță, să plinim pe noi, că noi suntem fii la primilor tale. Programul liturgic a continuat cu taina Sfântului Maslu, iar la miezul nopții s-a oficiat slujba utreniei. Credincioșii au privegheat în rugăciune pe tot parcursul nopții, ținând lumânări aprinse în mâini și cerând mijlocire de la Maica Domnului. Astăzi, în ziua hramului Mănăstirii Hadâmbu, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Antonie, episcop de Bălți.